Doamnelor și domnilor, vă invit să pătrundem împreună în lumea astrelor și să descoperim care sunt predicțiile astrologice pentru fiecare zodie în parte. Berbec. Berbecii vor începe săptămâna în forță, copleșiți de dorințe de romantism. Aceștia vor ajunge într-un moment decisiv pentru potențialele relații sau pentru cele curente. Este timpul potrivit să-și facă pasul cu care să-și demonstreze afecțiunea față de acea persoană specială pentru ei. Taur. Nativii zodiei Taur vor întâmpina câteva obstacole în această săptămână. Mai mult ca oricând, ar trebui să facă tot posibilul să depășească încăpățânarea caracteristică zodiei lor și să-și sacrifice mândria în fața celor dragi. Acest drum va fi anevoios pe alocuri, dar cu siguranță rezultatele vor fi pe măsura muncii depuse. Gemeni. Dualitatea zodiei Gemeni își va spune cuvântul în următoarea perioadă. Într-o anumită măsură, știți foarte clar care sunt opțiunile și ce cale vă doriți să urmați, dar deocamdată lucrați la lista pro și contra pentru a putea alege un drum clar. A avea opțiuni este un privilegiu de care se poate profita în avantajul vostru, dar trebuie să țineți cont de durata de valabilitate a acestor variante și să vă decideți pe ceva concret. Rac. Haosul care va învălui următoarea săptămână pentru raci nu este tocmai plăcut la prima vedere. Dar nu disperați, va răsări soarele și pe strada voastră cu siguranță. Va fi totuși o oportunitate de a părăsi zona de confort, de a vă deschide orizonturile către noi relații, de prietenie, de afaceri sau chiar amoroase. Încercați ceva nou și aruncați-vă în necunoscut. Leu. Leii sunt mai dezechilibrați ca niciodată. Este un moment perfect să-și pună viața în ordine și să-și stabilească prioritățile. Luați lucrurile așa cum vin și nu vă pripiți în deciziile pe care le luați. Nu vă împiedicați de impulsivitate pe drum. Fecioară. Nativii zodiei Fecioară trebuie să facă tot posibilul să elimine relațiile toxice din viața lor cât mai curând. Nu este cazul să vă compromiteți liniștea sufletească pentru astfel de oameni. Dacă până acum nu a funcționat comunicarea sinceră despre aceste probleme, cred că a sosit momentul în care ar trebui să tăiați aceste legături nefericite. Balanță. Balanțele au ajuns într-un punct în care vor întoarce o nouă pagină în viața lor. Ați prioritizat pacea celor din jurul vostru mult prea mult timp și acum este momentul perfect să vă dați voie să aveți parte de un nou început. Aveți încredere în propriile forțe. Scorpion. Și mâine este o zi, nu mai este motoul potrivit pentru următoarea perioadă, drag Scorpion. Acum trebuie să pui în mișcare planurile la care lucrezi de atât de mult timp. Încearcă-ți norocul și fă pasul cel mare. Rezultatele vor veni ulterior și cu siguranță vor fi pe măsura eforturilor depuse în prealabil. Săgetător. În această săptămână, săgetătorii vor avea parte de reuniuni neașteptate cu prieteni vechi. Veți ajunge să depănați amintiri, să vă faceți altele noi și să vă bucurați din plin de cercurile pe care vi le-ați construit până în acest moment. Această oportunitate poate să deschidă uși noi și când vine vorba de cariera voastră. Capricorn. Capricornii se vor îngropa în muncă din ce în ce mai mult. Lucrurile merg extraordinar din acest punct de vedere și cu siguranță asta este și pentru că sunteți foarte buni la a face bani. Dar nu uitați să prioritizați și viața amoroasă din când în când. Vărsător. E păcat să ignorați oportunitățile care vi se prezintă direct, dragi vărsători. Lucrurile sunt foarte simple. Succesul necesită efort. Efort de care sunteți capabili. Lipsa de motivație vine și pleacă. Important este să nu o lăsați să vă dicteze cursul vieții și să faceți tot posibilul să progresați în ciuda ei. Rezultatele vor fi pe măsură. Pești. Această săptămână va aduce iubire din plin și oportunități nelimitate pentru a vă putea manifesta creativitatea. Nativii zodiei Pești se vor afla în elementul lor și toată lumea din jur simte lucrul acesta. Lucrurile merg neașteptat de bine. Tot ce trebuie să faceți este să nu vă întrebați de ce și să continuați să vă așteptați doar la ce e mai bun. Acestea au fost predicțiile astrale pentru această săptămână. Nu uita! La finalul zilei, astrele sunt de partea ta dacă le urmezi sfatul. Eu sunt Cătălina Gulan și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna următoare!